Un ofițer de poliție din cadrul IPJ Gorj a fost reținut după ce a împușcat un câine cu arma din dotare. Incidentul a avut loc chiar în curtea locuinței sale. Ce s-a întâmplat mai exact acolo, aflăm chiar acum de la Andrei Naiță. Bun găsit! Un bărbat din localitatea Bălești este cel care a sunat la 112 și a povestit că a auzit un foc de armă și după puțin timp a văzut cum patrupedul a sărit gardul proprietății și s-a adăpostit într-un canal. Câinele era în viață și a fost dus ulterior la un cabinet veterinar pentru îngrijiri. S-a aflat că cel care a folosit arma, mai exact o pușcă de vânătoare, este ofițer în cadrul IPJ Gorj și este autorizat pentru a deține, purta și folosi armele tale de vânătoare. Cazul a fost preluat acum de parchetul de pe lângă judecătoria Târgu Jiu, iar după analizarea probelor, procurorii au dispus reținerea bărbatului pentru 24 de ore. Polițistul va fi cercetat penal pentru săvârșirea infracțiunilor de nerespectare a regimului armelor și munițiilor, uzul de armă letală fără drept și rănirea cu intenție a animalelor.